Uite-l, vezi cum duce? Unde duce la pana? Unde v-am dus să văd unde duce? Nu știe, a? În derea, poate. Păi, domnule, că e de mult firul ăsta aici. O fi, dar eu n-am fost dumneata aici. Dar eu administrez societatea. Dumneata administrezi, ești administrator. Dumneata ești angajat aici. N-ați văzut? Dacă eu n-am știut. Haide, domne. Domn comandant, dacă eu n-am știut. Cum, domne, că... Poate? Poate vor să pescuiască la curent. Proprietarul fermei este unul dintre consilierii locali din Nicolae Bolcescu. Cătălin Lungu parcă ar fi văzut prima dată cablul și dă vina pe cioban. Dar dumneavoastră știați că ei și-au pus cablul? Nu știam, doamne, eu urma să mă alimentez la vecin, am vorbit cu vecinul și am avut și generator. Dacă de curent nu știa, la apă se branșase ilegal cu bună știință. Are și o explicație. A depus actele pentru amplasarea unui apometru, dar nu a mai așteptat să vină echipa ca să-l monteze. Păi iau apă pentru animale. De unde? De acolo și o duceți în fermă, da? Da, da, aici la porci. Unde aveți apometru? Păi nu am apometru, urma să-mi pun acum. De ce? Păi urma să-mi pun acum, e greu acum de săpat, e frig, e asta. Păi de când o aveți aici? Poftim? Instalația de când o aveți? E asta toamnă. E asta toamnă? Domn comandant, dar să moară animale de sete. Ce exemplu le dați alegătorilor? Păi urmează să bag acum. Domnul Paușal, așa și asta e. Domnul Paușal, Paușal. Care Paușal? Domnul lucrează la care suprafață de apă, da? N-are contract. V-a spus clar că nu aveți contract, nu aveți nimic. Deci dacă nu aveți contract, cum plătiți, domnule? Să facă. Se vor continua cu persoanele respective cercetările și în funcție de prejudiciul care va fi urmează a fi stabilit, atunci vom dispune măsurile legale. Altă fermă, alt proprietar, alte nereguli. Aia e. Da, ți-am zis eu, aia e dulce, aia e. Trebuia să fac mai încolo. În ilegalitate este aici oficial soția viceprimarului. Alesul local nu a fost însă preexplicit la telefon. Eu n-am fermă. Societatea care funcționează aici are contract. Dar toate se verifică, nu? Nu știați nimic de aceste controle, aceste percheziții? Nu, bineînțeles că nu știam, de ce să știu. Cei prinși pe picior greșit s-au ales deocamdată cu dosare de cercetare penală.